Am revenit, ne bucurăm de fiecare dată când putem aduce în fața dumneavoastră povești ale unor copii extrem de talentați. Exact asta vom face în clipele următoare. Un concurs care a adunat micii pasionați de balet a avut loc recent și a premiat pe cei mai buni dintre ei. Vorbim despre copiii care au câștigat burse la școli celebre în lume, precum Balșoi, Berlin, Monaco, iar dansatoarea Oana Ioniță i-a coordonat în cadrul competiției. De la balet clasic, la jazz contemporan și gimnastică, cei mici au încercat așa cum au știut mai bine să impresioneze temutul juriu. Atâtea premii, atâția copii frumoși, Oana, ca de fiecare dată ne bucuri. Ce facem? Avem și mai multe premii, să știi. Asta sunt o parte din premiile speciale, astea ale marele premiu, premiu pentru duo, trio, pentru cel mai bun grup, formație, pentru cea mai bună fată, interpretare feminină, masculină. Avem pentru fiecare pregătit câte ceva. Pentru că am stat o perioadă destul de multă, ne-am pregătit intensiv și am pregătit un concurs pentru tinerii balerini și dansatori care lucrează la un nivel de performanță sau și de hobby. Cea de-a treia ediție a Young Artist Grand Prix. Pe cine avem aici în stânga mea? Avem un onorat juriu. Sunt oameni de specialitate, sunt niște oameni extraordinari care apreciază la adevărata lor valoare acești copii care intră în concurs. E greu să jurizezi atâția copii frumoși și talentați, să alegi unul? Da, e foarte greu pentru că ți-e teamă să nu cumva să faci o greșeală și să fii părtinitor. Cel mai important este, știu eu, prezența lor scenică, dorința cu care apar pe scenă, pe care am văzut-o că o au cu toții. E greu cu copiii? Mai greu decât cu adulții? E mai frumos. E mai frumos. E mai frumos cu copii. Nali Dobrin a câștigat multe concursuri internaționale, are niște rezultate extraordinare. De când faci balet? De la 4 ani am făcut așa, cam o dată pe săptămână, dar așa, profesional, cam de la 9 ani. Isabel, ce faci? Tu foarte bine. Ești foarte bine? Da. Costumul e făcut de mami? Nu. Normal. Tu ai emoții? Păi am avut înainte, dar acum nu mai. Luăm premiu? Eu zic că da. Ce premiu luăm? 1. Vine Moș Nicolae, copii? N-am auzit, vine? Da! Ați fost cu minți? Da! Aduce nuielușă? Nu! Bine atunci! Hai spor să aveți și să-l așteptați pe moșul!